Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, Vocea Libertății, Mihai Neamțu. Ca de obicei, purtăm pe acest canal discuții importante, relevante, urgente chiar, pentru destinul civilizației noastre. Alegerile din America bat la ușă, de fapt, într-un fel, au și început. Așa cum știți, există o încleștare, nu doar între două figuri, oarecum vârstnice, Donald Trump și Joe Biden, ci o încleștare între două ideologii, două viziuni despre democrație. Pentru a vorbi despre cenzură, despre libertate, despre modelele sociale care ne vor fi impuse sau nu după data de 4 noiembrie, am invitat-o pe doamna profesoară Lavinia Tech. Bună ziua! Bună ziua, Mihai! Lavinia Tech este nu doar o eminentă avocată în Timișoara, ci și o profesoară universitară, membru al Senatului Universității de Vest din această capitală a Banatului și un foarte bun cunoscător al chestiunilor care țin de legislație și, mă rog, tot ce înseamnă drept comunitar, drept european, pe de-o parte dreptul internațional. Radu Negrilă fiind însă cel care ne secundează în această discuție. Radu este fizician, este un cercetător pur sânge, un om al credinței, foarte marcat de tradiția răsăriteană ortodoxă, dar cu o deschidere binecunoscută. Radu, bună ziua și bine ai venit! Bine v-am găsit, dragă Mihai, dragă Lavinia, mă bucur să fiu într-o prezență așa selectă ca a voastră. Discuția noastră, dragi prieteni, este clar marcată de atmosfera generală, de tensiune. Avem alegeri în America, am avut alegeri în Moldova, am avut alegeri în mai multe țări din Europa. Urmează și la noi, în România, să fie niște alegeri parlamentare. 4 ani după aceea vom avea liniște. Aș începe cu tine, Lavinia, pentru că ne tutuim și nu e un secret. Avem prieteni comuni, avem lecturi care converg. Aș vrea să te întreb din perspectiva unui om care citește constant texte de legislație și care e atentă, persoana ta, nu, la raportul între libertăți și responsabilități. Cum simți tu că se prezintă lucrurile din perspectiva așteptărilor unui om liber, din perspectiva, până la urmă, drepturilor naturale ale unui cetățean american sau european? Ce promisiuni și ce, până la urmă, pericole ne așteaptă după alegerile din America? În domeniul meu de cercetare intră, între altele, dreptul european al drepturilor omului într-o anumită zonă, și anume dreptul la respectarea vieții private și de familie și libertatea de expresie sau libertatea de exprimare. Urmăresc cam din 2016 ce s-a întâmplat în state și vreau să fac o mărturisire. În 2016 m-am supărat atât de tare pe rudele mele din Statele Unite, care spuneau că îl votează pe Trump și l-au și votat, încât efectiv am blocat comunicarea cu ei pe Facebook. În 2016 mi se părea că Trump nu este o soluție pentru Statele Unite. Mi se părea că era ceva distorsionat, deformat în argumentele pentru care erau invocate în susținerea tezei că el ar fi alegerea cea mai bună pentru Statele Unite. Ei, din 2016 am urmărit evoluția deciziilor Curții Supreme a Statelor Unite, pentru că ele au impact asupra Curții Europene a Statelor Omului. Întotdeauna în state, cam peste un an, vedem noi ce se întâmplă în Europa, la Strasburg, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și am observat următorul lucru. Suntem la 4 ani de la alegerea lui Trump, în fața unor alegeri și este o luptă, de fapt, nu între stânga și dreapta, ci între conservatori și totodată tradiționaliști și progresiști. Care au fost... Cu întrerupere de un minut. Dialogul meu cu... Tu cred că e mai atent, nu? Acum mai urmă. Ok.
Până reglementăm, poate să fie și o schimbare. La final, tu ești cu noi? Eu vă văd, nu vă aud. Eu vă aud rău pe amândoi acum. Să... Eu vreau să aud bine, dar voi nu. Camera. Schimb eu camera până atunci. Îl rog să intervine și să spună el cum a fost lucrurile și apoi facem la bine. În ultimii 4 ani s-a părut evoluția din punct de vedere a instituții sociale în America. Lavinia, tu ai auzit? Pare rău, nu mai aud. Te aud pe tine, dar nu l-aud pe Mihai. Da, mi se pare că a zis Mihai că mă roagă să intervin și eu, dar apoi l-am pierdut. Acum auziți? Acum te auzim, da. Am schimbat camera și ne întoarcem la Lavinia, după care întrebarea pentru Radu era cum vede el lucrurile din America. Hai să ne întoarcem la tine, Lavinia, să încercăm. Vroiam doar să termin și să spun că, de fapt, în cei 4 ani am văzut cum progresiștii au câștigat teren în Statele Unite. Și în 2020 America este puternic zdruncinată cu această mișcare, până la urmă progresistă, de anulare a culturii. Ce înseamnă anularea culturii până la urmă? Înseamnă anularea civilizației occidentale sau renunțarea la civilizația occidentală, renunțarea la tot ceea ce înseamnă tradiție din punctul de vedere al schimbărilor sociale, renunțarea la tot ceea ce înseamnă păstrarea valorilor creștine pe care s-a fundamentat civilizația occidentală și care stă la baza constituirii până la urmă sau a temeliei Statelor Unite ale Americii. Așa că, din punctul meu de vedere, alegerile care vor fi acum în Statele Unite vor decide până la urmă cine va conduce în Statele Unite, democrația sau comunismul sau socialismul înspre care se îndreaptă Statele Unite. Iar mai departe, depășind granițele Statelor Unite, cu siguranță aceste alegeri vor avea impact în ceea ce ne privește pe noi, în spațiul acesta geografic în Europa. Asta este opinia mea. E destul de polemică și o lectură drastică. Spui comunism sau libertate, spui socialism sau democrație. Cum se văd lucrurile din perspectiva omului de știință? Mihai, te auzi în continuare rău. Din perspectiva unui om de știință, ce pot să spun, mă gândeam acum în timp ce vorbea Lavinia, la cazul lui Brett Weinstein, un biolog evoluționist de altfel, care nu cred să aibă foarte multe în comun cu zona de credință, în afară faptului că e dispus să dialogueze dintr-o perspectivă agnostică cu oameni de credință. E unul din cazurile faimoase la Colegiul Evergreen. Deci acest biolog evoluționist, care a fost un om de stânga, care a fost pentru oportunitatea de șanse și a intervenit chiar în cazul unor colegi de culoare care au fost discriminate sau chiar abuzate. Ori acest biolog evoluționist a fost gonit din Colegiul Ultra-Progresiv Evergreen pentru că părerile lui nu corespundeau ortodoxiei marxiste sau neomarxiste care tinde să domine în campusuri. Așa încât observăm că și o zonă de gândire oarecum care se revendică dintr-o tradiție iluministă și o zonă clasic liberală tinde să fie cenzurată. La fel nu e singurul scandal dinspre zona de știință să fie pardonată nepomenirea numelui, dar unul, cel care mai este în viață dintre descoperitorii ADN-ului, la fel a fost supus unui scandal pentru că a spus lucruri incorrecte politic. Francis Watson? Watson, da, exact, profesorul Watson. A terminat la King's College și ne lăudam des cu el că era laureat al premiului Nobel. Așa este. Dar e un personaj excepțional. A spus mai multe lucruri controversate și cred că inacceptabile, inclusiv despre diferențele structurale de inteligență între rase. Totuși, libertatea este într-adevăr astăzi sub atac. Exact, mai ales în știință vorbim de un pluralism al opiniilor. Cât timp ce spui e susținut de anumite date sau anumite studii, sigur că ele nu sunt irefutabile, dar trebuie să avem libertatea intelectuală de a explora diferite
diferite ipoteze până la urmă pe care experimentul, fie el fizic, fie el social, poate să-l confirme sau nu. Sigur că pentru ca ceva să devină common knowledge e nevoie de metastudii și recenzii pe termen lung. Dar, în fine, sunt niște lucruri care sunt doar nu corespund în general ortodoxiei politice de stânga, pentru care oameni nici măcar din zona de tradiție creștină sunt scoși din afara discursului public. Poate aș ridica la fileu dacă dorești fenomenul acelui intellectual dark web, care se dorește a fi un spațiu de discuție între intelectuali și de dreapta și de stânga, care nu e deloc bine privit de mainstream-ul stângist. O să vorbim și despre intellectual dark web. Acum mă îndrept spre Lavinia Tech, care, repet, practică, nu doar teoretizează dreptul. Și aș vrea să te întreb, care sunt semnele că în Europa avem în ultima perioadă o restrângere a libertăților cu care eram obișnuiți și dacă, într-un fel sau altul, această experiență a COVID-19 seamănă cu 9-11, care fără doar și poate 9-11, moment crucial în istoria recentă, în istoria contemporană, a introdus restricții majore asupra libertăților noastre. Ce crezi tu că reprezintă COVID-19 din perspectiva libertăților? E foarte interesant. Acum mi-a venit în minte, când tu mi-ai lansat această întrebare, că acest COVID de fapt a venit cu un set de restricții asupra noastră. De la libertatea de circulație, la dreptul la imagine, la dreptul la voce, la libertatea religioasă, până la exprimare. Cred că iar... Continuați, vă rog. Așa. Deci, în primul rând, dacă ați văzut cu toții, ați fost martori la deplatformizarea de pe YouTube sau de pe alte platforme chiar de comunicare a unor discursuri care contestau sau puneau la îndoială măsurile și anumite studii științifice, așa zise studii științifice, de care se prevalau, așa zis, și experți sau experți până la urmă, că ei ne conduc în această perioadă, deci care puneau la îndoială efectele pe care le-ar avea acest virus asupra sănătății publice. Ei, deja, în momentul în care tu nu mai poți contesta ceea ce spune un expert sau un om de știință, exact ce spunea Radu, până la urmă vorbim de încălcarea libertății de gândire, încălcarea libertății de expresie. Dar nu aici aș vrea să merg acum în această direcție, deși este o zonă de explorat, ci faptul că în timpul pandemiei, chiar săptămâna trecută, președintele Comisiei Europene anunța un anumit plan care vizează planul al Comisiei Europene în perioada 2020-2024, în care spuneau că își propun să reglementeze crima de ură sau infracțiunea de ură referitoare la identitatea de gen, tot ceea ce ne exprimăm noi cu privire la identitatea de gen și la orientarea sexuală. Dacă la nivelul Uniunii Europene se va implementa, nu știu, o directivă sau ce va fi, care va fi instrumentul de modificare a legislațiilor până la urmă, a legislațiilor statelor membre, asta este, rămâne la latitudinea Uniunii Europene, dar mie mi se pare extrem de important, de relevant și un avertisment pentru ce ne va aștepta în perioada 2020-2024. Deci deja faptul că nu voi mai putea exprima libertatea, nu voi mai putea exercita libertatea de expresie în această zonă, că nu voi putea să discut măcar aceste aspecte, înseamnă că mie mi se îngrădește libertatea de expresie. Mergem mai departe, odată cu libertatea de expresie a mea, a cetățeanului, a cadrului universitar, a profesorului, urmează să fie probabil îngrădită libertatea de expresie în biserici.
Și asta înseamnă că putem vorbi chiar și de un atentat la libertatea, până la urmă la libertatea religioasă. Pentru că incriminarea vorbirii, da? Vorbim de o incriminare a vorbirii, va avea efecte și atunci lumea se va autocenzura, se va conforma dispozițiilor legii care va fi ea, nu știm, și asta înseamnă, din punctul meu de vedere, în mintea mea deja am bariere. Îmi este limitată gândirea, mă autocenzurez, îmi limitez sau prefer să tac, prefer să nu mai spun nimic, prefer să nu mai vorbesc pentru a nu fi sancționat. Și toate astea în această vreme de pandemie, când noi toți stăm blocați în casă, cu libertatea de mișcare limitată, restrânsă, da? Ei, în această perioadă, în Uniunea Europeană, asta se discută, acest proiect, acest plan pe care îl are Comisia Europeană. Hai să spunem, fiindcă îl avem pe Radu Negrilă, om de știință, teoria identității de gen este doar o teorie, poate fi chiar percepută ca o ideologie, cea care afirmă multiplicitatea genurilor și a rolurilor sociale asignate unui bărbat sau unei femei și care neagă, până la urmă, această diferență sexuală la nivel anatomic și cromozomial vizibilă în regnul animal și mai ales la mamifere. Radu Negrilă, din punctul tău de vedere, teoria de gen poate fi contestată sau disputată strict științific, fără să fii acuzat de ură față de persoanele care spun despre ele că sunt transgender sau altceva în sensul ăsta? Nu văd de ce nu. Cât timp există o libertate academică de gândire. Acum îți mărturisesc că nu sunt familiarizat cu tainele, cu ipotezele teoriei de gen dincolo de cam de ce ai spus tu, pentru că nu-i deloc domeniul meu, nu sunt dintr-o zonă de biologie sau de științe sociale, dar cât timp o teorie este o teorie, este atacabilă. Acum, nu aș vrea să-i dau prea multă credibilitate făcând paralela asta, dar să ne gândim că nici măcar lucrurile foarte tari, foarte verificabile din fizică nu au stat așa de bine testului timpului. Ne gândim că mecanica newtoniană a fost înlocuită la viteze mari de mecanica relativistă a lui Einstein în domeniul microscopic de mecanică cuantică, adică întotdeauna chiar și o cunoaștere verificată experimental, de fapt, e limitată. Și noi operăm cu modele despre lume atunci când avem teorii, deci discuția, până la urmă, este epistemologică, ce putem cunoaște cu adevărat, însă în cazul teoriei de gen, și că nu vreau să dau mare greutate, am impresia că ea nu stă în picioare din punct de vedere științific, nefiind eu totuși foarte familiarizat cu zona respectivă. În primul rând, câte genuri, despre câte genuri vorbim, dacă vorbim de acea identitate de gen, despre ajungi într-o zonă vecine și cu intersecționalismul, în care în câte categorii și grupuri și clase sociale vrei să împarți omul, și mai degrabă mie personal, ca om, îmi spune, și nu ca om de știință, îmi miroase proiectarea unui mod de gândire marxist, care împarte și vede lumea în clase și categorii sociale și oarecum o văd chestia asta imprimată în zona biologicului, psihologicului și așa socialului. Și deci o refutare sau o respingere a individualismului, care este baza dreptului, nu-i așa, Lavinia? Până la urmă, drepturile sunt individuale, nu vorbim în România anului 2020 despre drepturi colective. Mă întorc un pic la discuția despre Trump și Biden, ca să dăm puțină carne concretețe acestei analize. Lavinia, Joe Biden spunea că e de acord cu schimbarea de sex la vârsta de 8 ani. Din bani publici, bănuiesc. Tu ce părere ai? Da, aici există o bătălie sau un conflict între dreptul la integritate fizică și psihică al copilului și dreptul la autodeterminare. În primul rând, stau și mă întreb ce om responsabil poți să fii atunci când afirm că ești de acord cu schimbarea de sex la un copil de 8 ani. Cine își va da consimțământul? Un copil de 8 ani are un consimțământ, are un discernământ format să conștientizeze care sunt efectele asupra deciziei de a schimba sexul? 2. Probabil că acest candidat Joe Biden
habar nu are de ce înseamnă, de care sunt traumele și efectele terapiei, terapiilor implicate în schimbarea de sex. Să nu uităm că vorbim de mutilare, vorbim de terapia cu hormoni, care afectează, agresează de-a dreptul creierul, afectează comportamentul uman. Nu sunt deloc puțini, și asta, aici deja avem studii științifice, nu sunt deloc puțini cei care, fie la vârsta de 20 de ani, regretă că au făcut schimbarea, fie ajung să se sinucidă din cauza modificărilor de comportament provocate de această terapie cu hormoni. Deci un astfel de om nu poate să fie decât un om considerat decât un om irresponsabil în materia drepturilor copiilor. Pentru că altfel nu înțeleg cum poți să promovezi acest atentat la integritatea fizică și psihică a copilului. Să nu uităm însă că în Statele Unite deja este implementată și aici, dacă vorbim de Statele Unite, trebuie să știm că sunt două state în care progresiștii au pus stăpânire și au schimbat legislația în materia drepturilor copilului, și anume vorbim de California și de New York. În California deja s-a implementat o lege care interzice terapia de conversie. Ce înseamnă terapia de conversie? Apropo de limbaj, vorbeam noi doi, Mihai, la un moment dat despre limbajul juridic folosit în cazul unei agende. Da? Și anume, terapia de conversie înseamnă că un consilier spiritual sau un consilier psihologic ar putea să-i spună copilului că nu este bine să ia decizia de a schimba sexul, nu este bine să se decidă că ar avea un alt gen în afară de, atenție, sexul masculin sau sexul feminin. Orice sfat în acest sau orice sugestie sau orice recomandare sau discuție referitoare la decizia copilului ar însemna o încălcare a legii care există acum în California. Și atunci stau și mă întreb, cine educă, cine îl formează pe copilul acela de 8 ani dacă nici măcar părinții și specialiștii nu pot să-i spună copilului că este îndoielnică decizia lui, că s-ar putea să ia o decizie greșită. S-ar putea să fie doar un gând pe care îl are, o influență pe care o are, nu știu, în urma vizionării unui film, în urma unei discuții de la școală asupra acestei decizii și că nu este o decizie sănătoasă pentru el sau potrivită vârstei lui. Deci, deci autoritatea parentală a fost subminată odată, autoritatea bisericii de asemenea, prezența unui ghid spiritual în viața copilului de 8 ani este interzisă, dar prezența propagandiștilor în școli este aplaudată, ba chiar finanțată. Mai mult decât atât, citeam chiar ieri pe un site mărturia unui cadru didactic universitar care absolvise studii de gen și șocul lui a fost atât de mare atunci când a văzut că de fapt acum se discută în Statele Unite despre următoarele aspecte. Dezincriminarea pedofiliei, punându-se foarte clar că orice relație sexuală este permisă atât timp cât este consimțită de părți, oricare ar fi vârsta, ceea ce este foarte grav. Și doi, nu este suficient să vorbim astăzi copiilor despre relația între două, o relație sexuală care ar putea să existe între două persoane, de același sex sau de sex diferit sau, în fine, ce genul își alocă ei sau își arogă. Ci trebuie să le spunem copiilor că își pot găsi fericirea în acea relație polyamory, de tip polyamory. Adică 3 persoane, 4 persoane, 5 persoane. Oare acolo ajungem? Țineți minte că la un moment dat o doamnă sau o domnișoară care candida, nu mai știu la ce partid, a făcut o afirmație că ar prefera să trăiască în, nu mai știu cum a spus, într-o pește. Dar nu era o domnișoară, era un domn cu barbă, pe numele său Remus Cernea, care spunea că idealul ar fi să fim conduși într-o țară precum România de un președinte care este lesbiancă, țigancă, atee și încă un atribut care îmi scapă.
Ei, iată-te toată această ideologie. Nu, eu țin minte că am ascultat o doamnă și cred că era de la USR sau de la Plus, acum îmi aduc aminte că... Oana Bogdan, cumva, Oana Bogdan, cred că de la Plus, care promova desființarea proprietății private și traiul în comun, cred. Da, exact. Ei, iată deja, o idee lansată pe piața ideilor într-un anumit moment, cred că era în momentul referendumului, dacă nu mă înșel. Dar, după aceea, v-am provocat filozofic, plecând de la tensiunea asta între individualitate sau persoana umană, care este marele dar oferit de creștinism lumii, persoana umană, această epifanie a conștiinței de sine pe care o are Avram în fața lui Dumnezeu, pe care o are apostolul Pavel în drumul către Damasc, sentimentul acesta că ești o persoană unică, irepetabilă și ireductibilă pe de o parte, versus gregaritatea, colectivitatea, această masă amorfă de entități care până la urmă nu-ți cer să fii tu însuți, ci îți cer doar să fii conform, îți cer doar să fii părtaș la un protest, la o revoluție sexuală sau de alt tip, dar în niciun caz să nu fii o entitate distinctă. Și asta, Mihai, dacă îmi permiți acum să te întreb eu pe tine, la ce zonă de oameni prinde această idee de nevoie de apartenență la un colectiv? La cei tineri, la copii. De ce? Oare de ce? Ce am greșit? Ce au greșit părinții în educația lor? Sau cum s-a produs această schimbare? E foarte important să ne analizăm noi, părinții, noi, dascălii, ce am făcut de nu am vegheat astfel încât s-a ajuns în acest. Aici aș spune că sunt două aspecte. Transformarea familiei nucleare, care înainte includea bunicii, nepoții, verișorii, care până la urmă îți prezenta ție copil o multitudine de fațete și de până la urmă personalități. Astăzi copiii sunt tot mai mult crescuți de o mamă, de un tată în familii restrânse ca număr și atunci presiunea socială este foarte mare. Modul în care ei socializează este astăzi foarte mult dependent de virtual, deci de online și foarte puțin de interacțiunea nemijlocită pe care știți, când eram noi copii, o aveam duminica la biserică sau după biserică o aveam în familie, se așeza la masă un pater familias care era de regulă ori bunicul, ori tata, se spunea o rugăciune, se intra într-un ritual de interacțiune în care normativitatea, da, socială sau, nu știu, morală, era întrupată de, în general, un om mai în vârstă. Am părăsit acest model de familie și ne-am îndreptat tot mai mult către altceva și atunci raportarea copilului nu mai este la bunic, nu mai este la unchi, nu mai este la tată sau la mamă, cât mai ales la colegii de clasă și mai ales la cei care sunt trendsetteri în online. Adică virtualul a început să ia locul realului. Și aici la Vinea e o discuție inclusiv despre the social dilemma, dacă vrei, această forță fantastică a corporațiilor, această intruzivitate a corporațiilor când vine vorba de viața privată, la 13 ani doar poți să fii posesor unui cont Facebook și analizele arată că cei care de multe ori consumă informații pe Facebook sau pe Instagram sunt deprimați, sunt afectați de stări sufletești negative și unii chiar se sinucid. De altfel, informațiile ne arată că rata sinuciderilor la copii de 16 ani e mai mare decât oricând în America. Deci revenim puțin la chestiunea socială. Cum s-a ajuns aici? Prima întrebare pentru voi și a doua întrebare, cum putem să ținem aceste corporații care dețin platformele social media, cum să le putem menține responsabile în fața noastră a părinților și a adulților? Două întrebări. Apropo de prima întrebare, Mihai, eu chiar acum îmi venea în minte următorul aspect. Tu vorbeai de familie. Înseamnă că familia ca valoare, în mod tradițional, nu mai există. Și să ne gândim ce face această pandemie. Ce distruge, de fapt? Relațiile de familie. Spuneai de rolul și importanța bunicilor. Ce contact mai pot avea bunicii cu nepoții astăzi? Sau părinții, dacă sunt în vârstă cu copiii, cu copiilor, da? Deci, iată până la urmă cum distrugerea unei valori precum familia
are efecte grave asupra generațiilor tinere. De fapt, să o legăm în contextul discuției noastre astăzi, alegerile din SUA sunt pentru generațiile următoare. Efectele lor, efectele acestor alegeri se vor vedea în mersul lucrurilor și în viața generațiilor următoare. Cum s-a ajuns aici? Probabil că, și acum eu sunt un om de dreapta, se înțelege, nu de stânga, și pun mare preț pe proprietatea privată până la urmă, și pe capitalism, așa în varianta lui tradițională, dacă vreți, cum a fost înțeleasă. Probabil că s-a produs o fractură sau o schimbare a priorităților în viețile părinților. Și anume, părinții au investit poate mai mult în carierea lor și în acumulare. Aici, dacă vrei, putem vorbi despre virtuți și vicii, da? Dacă stau să-mi gândesc, lăcomia este un viciu. Și atunci, dacă s-au schimbat prioritățile acestea și nu mai este familia pe primul loc, ci aspectul material, latura materială, acum știm că traiul familial depinde foarte mult sau într-o bună măsură de hrana, de hrană și de material. Dar trebuie să știm că omul nu trăiește doar cu pâine. Și atunci, dacă aspectul acesta spiritual, care vizează investirea, să investești în copil cu valorile tale, valorile tradiționale, valorile creștine, valorile sănătoase până la urmă, tot ceea ce este bun, adevărat, frumos, da? Deci dacă aceste aspecte au fost neglijate, dacă s-a rupt deja din anii 90, să spunem noi, în ceea ce îi privește pe copiii noștri, s-au rupt relațiile între părinți și copii, între bunici și copii, apoi nu facem altceva astăzi decât culegem ceea ce am semănat. Un aspect. Al doilea aspect, referitor la a doua ta întrebare, tot în ceea ce privește pandemia, dacă vedeți, este contextul sau conjunctura în care viața noastră privată și viața publică și viața profesională, toate cele trei au ajuns să se deruleze, să se desfășoare pe teritoriul corporațiilor private. Cum am ajuns aici? Cum am putut să renunțăm așa dintr-o dată? De fapt, nici nu ni s-a cerut consimțământul. Dintr-o dată a fost forțată digitalizarea vieții noastre, în toate domeniile vieții. Dovadă ceea ce facem acum. Noi suntem pe teritoriul Zoom și vom fi urmăriți pe Facebook și pe YouTube. Adică pe trei corporații mari le-am hrănit din nou cu atenția și inteligența noastră. Exact, dar până la urmă nu putem să contestăm aspectul pozitiv al inteligenței artificiale, al rețelelor de socializare, dar problema este, așa cum o spuneai tu, cum facem ca aceste corporații să nu săvârșească acte de intruziune în viața noastră privată, dar mie, de fapt, mi se pare că cel mai mare, sau cel mai mare pericol din partea corporațiilor vine din perspectivă, și anume fake news și deep fake. Pe de o parte, și a doua chestiune, limitarea libertății de expresie. Vorbeam de închiderea contului, eu la un moment dat vorbeam de deplatformizare, dar dacă vorbim de libertatea de expresie, să ne gândim cât de multe persoane, chiar persoane publice, s-au trezit cu conturile de Facebook, Twitter și mai știu eu care alte rețele de socializare, că le-au fost închise doar pentru că nu și-au aliniat vorbirea și gândirea la anumite standarde impuse de aceste corporații, de GAFA până la urmă, da? De grupul GAFA. Și să nu mai uităm, să nu uităm. Ce înseamnă grupul GAFA? Google? Google, Apple, Facebook și Amazon. Cei patru mari giganți. Poate că poate fi continuat cumva sau completat acest acronim. Cu Twitter, poate. Da. La contul suspendat al purtătorului de cuvânt a președintelui Trump. Exact. Tot așa, pentru opinii politice. Ce mi-a atras atenția a fost faptul că la începutul acestui an, iarăși la începutul acestui an, foarte interesante consecințele astea, cum se cheamă, Mark Zuckerberg, așa, a ieșit cu următoarea declarație. Vom înființa o curte, o instanță care să soluționeze conflictele sau litigiile între clienții Facebook și Facebook atunci când ei sunt, când conturile lor sunt închise.
M-am uitat în curtea aceea de justiție, așa zisa curte de justiție sau instanță pe care a dorit Facebook să o înființeze și deja este în curte de constituire. Păi din membrii respectivi, cred că am văzut doar vreo doi profesori, cred că profesori au drept conservatori, în rest toți sunt progresiști. Și al doilea aspect legat de curtea de judecată a lui Facebook este următorul. Cine va controla această curte de justiție? Oare va ajunge curtea de justiție a Facebook-ului să fie mai tare decât Scotus, decât curtea de justiție a Statelor Unite ale Americii? Oare va face ea regulile pe piața aceasta a comunicării, digitalizării, libertății de expresie? Asta mi se pare foarte grav, să lăsăm în mâna unui privat, unei corporații private, să decidă pentru o lume întreagă, un univers întreg, cum este un univers. Mă întreb spre Radu Negrilă, cu permisiunea ta, Lavinia, foarte interesante comentariile pe care le faci, și îl întreb pe Radu Negrilă, există un sunet obositor de fond, nu știu de la cine vine, ori vine de la mine și atunci a mea culpa, ori vine de la cineva dintre voi. Radu, dacă poți să pui telefonul, să zicem, sau microfonul la vine pe mut în timp ce eu vorbesc, poate depistăm dacă e sau nu de la mine sau de la tine. Dar doream să spun altceva, că... Oare mai există acum sunetul ăsta? Eu nu am auzit nimic, nici înainte. Ok, posibil să fie de la... Culmea, poate să fie. Când ai mișcat laptopul doar. Poate să fie de la noi, de la laptop, ci de la telefonul meu mobil. Dragilor, eu vă propun să discutăm pe finalul conversației noastre mai aplicat ce se întâmplă cu România, ce se întâmplă cu Europa, dacă va câștiga Biden sau dacă va câștiga Trump. Și întrebarea mea concretă legată de Curtea Drepturilor Omului de la Strasburg este: în ce măsură ni se va permite în Europa nouă să contestăm, 1, monopolul acesta al marilor corporații asupra modului de comunicare, un quasi-monopol deja certificat, și al doilea lucru, și aici mă duc spre Radu, cum comentezi din perspectiva progresului științei, fiindcă noțiunea de progres este o noțiune pe care o revendică foarte des progresiștii, cum comentezi tu din perspectiva progresului științei acest cancel culture pe care democrații o îmbrățișează, cultura abolirii conversațiilor, și 2, cenzura pe YouTube, Facebook a unor voci importante conservatoare. Menționez că în spațiul Facebook nu doar Milo Yiannopoulos a fost cenzurat, un personaj excentric prin excelență, nu doar Alex Jones, un controversat comentator politic, nu, ci personaje precum Adrian Papahagi, savant, profesor universitar, s-au trezit cenzurate de Facebook. Ce putem face noi ca să nu se mai întâmple asta? Mihai, din punct de vedere științific, mi-ai cerut o părere dintr-o zonă de om de știință, progresul tehnologic, evident că îți pune la dispoziție unelte. Cu un cuțit poți să tai pâine sau poți să decapitezi pe cineva, apropo de trista întâmplare. Deci cred că tehnologia este unealtă în mâna noastră, iar problema problema noastră contemporaneitate este că dezvoltăm tehnologii, dar poate suntem mai puțin atenți la forma caractere. Educația nu presupune doar dobândirea de competențe, fie ele și tehnice, ci presupune și o cultură generală, și o cunoaștere a istoriei și o formare a unui caracter. Și cred că cei dintre noi care am avut șansa unor adevărați dascăli, cum am fost eu binecuvântat să am dascăli, plecând de la o învățătoare extraordinară până la profesori excepționali, care s-au sacrificat pe altarul acesta al formării caracterelor celor pe care îi educau, nu mai vorbesc de familie pe care voi ați menționat-o, deci am vorbit și de școală. Cred că asta poate lipsește tot mai mult și mai mult, pentru că punem prețul pe rezultate, nu pe formare. Acum, ce soluții văd? De exemplu, mă gândeam și cumva vroiam să întorc poate întrebarea spre Lavinia. Știu că în Statele Unite aceste mari platforme sunt tratate ca utilități publice. Bună oară, o companie de telefoane nu poate fi acuzată dacă cineva dă un telefon ca să plănuiască un atentat terorist.
nu este it's not liable, nu este nu poate fi acuzată juridic pentru că a oferit un mediu. Ori așa sunt tratate deocamdată platformele Facebook, Twitter, mă rog, platformele de social media, toate au nu au răspundere juridică și știu că există o discuție în genul ăsta, dar le face ele își arogă dreptul de a cenzura pe unii și pe alții, dar în același timp vor să fie sub protecția sub protecția nevinovăției în cazul în care cineva face lucruri reprobabile folosind platforma lor și cred că vorba celor de la Beatles, you can't have your cake and eat it too, nu poți să ai și tortul și să-l mănânci în același timp. Aici vorbim de ipocrizie. Pe de altă parte, strict tehnic, ai pomenit cuvântul monopol. Ori cred că există lege antimonopol care în anumite circumstanțe, desigur, prevăzute, pot sparge puțin acest gigant în măsura în care ei ajung să amenințe nu doar piața, ci însăși democrația, pentru că interferează în procesul electoral. Ultima chestie este aproape cenzura unor articole negative la adresa unui candidat electoral. E vorba de un articol din Washington Post, din New York Post, dacă nu mă înșel, care a fost cenzurat și conturile care încercau să-l posteze, mai ales cele cu mulți urmăritori, au fost oprite, dacă nu mă înșel. Deci, nu vorbim contul inclusiv, foarte important, contul purtătorului de cuvânt al Casei Albe. Da, exact, după cum menționam, da, exact. Și vorbim totuși de un act de jurnalism autentic al celor de la New York Post, dacă nu mă înșel, despre posibile fapte de corupție ale fiului candidatului Joe Biden. Deci, posibile fapte de corupție, sigur, eu cred în prezumție nevinovăție. Problema e că, așa zisii progresiști, pentru că au această gândire de multe ori gândesc în categorii și clase sociale, se pare că nu, pleacă poate de la o prezumție de vinovăție dacă nu ești în zona lor de corectitudine politică. Desigur, probabil că putem discuta mult și despre... Eu nu aș vrea să arăt atât de mult cu degetul spre progresiști și încă până la urmă mă gândesc că ei practic au motivațiile lor care nu sunt neapărat rele, dar poate modul în care percep realitatea distorsionat și nu e așa că drumul spre ea dipavat cu bune intenții. La fel ar putea să spună și ei despre noi. Cred că e foarte importantă alteritatea și dialogul și a te pune un pic în locul celuilalt. Chiar și Jordan Peterson spunea că e important să existe un dialog între stânga și dreapta, între conservatori și progresiști, dar se pare că lucrurile alunecă mult prea mult și dincolo de posibilitatea unui dialog. Lucrurile sunt foarte conflictuale, abordarea stângii, așa zis, progresiste. Și nu-i deloc progresistă, pentru că nu-i măcar dispusă să stea la masă, nu doar cu creștinii, ci cu cei care vin dintr-o perspectivă clasic liberală și totuși spun lucruri care contravin dogmei lor. Deci vorbim aici de o rătăcire, de o rătăcire intelectuală, în primul rând. Lavinia, mă întorc spre tine. Aș vrea să răspund lui Radu și să-i spun următoarea chestiune. Din punctul de vedere, progresiștii marșează pe ideologie. De ce? Pentru că ideologia produce o fractură între gândire și realitate. Te face să te îndoiești de adevăruri fundamentale, de tradiții. Instrumentele acestea tehnologice sunt folosite de ei tocmai pentru a-i face pe tine să se îndoiască de ce primești în casă, spre exemplu, în educația de acasă sau la școală sau la biserică. Și odată produsă sau odată venită îndoială în mintea lor, începe ușor să se facă alinierea, conformarea la ceea ce spune cel care face propaganda și etapa următoare este intoleranța la toți ceilalți care nu s-au aliniat gândirii lor. Asta mi se pare foarte clar și asta îmi implică dialogul între stânga și dreapta astăzi, dacă sau să mă gândesc din punct de vedere academic, politic, jurnalistic și așa mai departe. În ce privește cenzura unor articole sau unor jurnaliști care vroiau să livreze anumite aspecte referitoare la eventuale fapte penale comise de membrii familiei Biden, cât de incorectitudine politică. S-a constituit o comisie pentru anchetarea lui Trump, pentru anchetarea ruselor în alegerile americane din 2016 și nu se constituie nicio comisie pentru anchetarea lui Biden? De ce? De ce? Referitor la răspunderea acestor corporații private, asta este marea problemă. Vorbim de Europa și atunci vorbim de servicii din acestea
de tehnologie de comunicare transfrontaliere. Europa nu poate să sancționeze o corporație privată, da? Instanțele din Europa. Acum se încearcă la nivelul Uniunii Europene o reglementare care să aibă efecte asupra corporațiilor private situate sau cu sediul în afara Uniunii Europene. Așteptăm să vedem ce va ieși. Știu că în același timp aceeași discuție se poartă în Statele Unite privire la responsabilitate și răspunderea juridică a acestor corporații private atunci când atentează la drepturile și libertățile cetățenilor. Singura soluție ar fi un contract cu ei. Nu contract, un contract cu ei. Știți că atunci când ne deschidem un cont, de fapt încheiem un contract. Atunci noi devenim consumatorii lor și suntem consumatori captivi. Și odată ce am devenit consumatori, iată că ei ne încalcă și drepturile și libertățile. Probabil că asta ar fi o soluție, dar în același timp mă întreb cum am putea să comunicăm fără să intrăm în astfel de contracte cu aceste corporații. Oricum, este clar că au o influență majoră asupra modelării gândirii umane și mă refer în special la ceea ce spuneai și tu, Mihai, și la ce spunea Radu, educația nu se mai face acasă, ci se face pe Facebook cu influencer sau pe bloguri, da? Și se apelează atunci când copiii vor să se informeze la Google sau la Wikipedia, care nu face altceva decât și acolo, după cum am văzut, este deformată realitatea, sunt schimbate informații, date și de aceea spuneam că influențează într-un mod covârșitor mintea copiilor, mintea tinerilor și până la urmă generațiile următoare. Nu te auzi, Mihai, că ai microfonul închis. Da, spuneam că ceea ce la început părea să fie o uriașă promisiune a democrației participative, prin care oricare dintre noi devenea o voce care formula un punct de vedere și încet încet ajungeam la un soi de sinteză, ceea ce părea să fie o promisiune nobilă a democrației participative, iată că acum este o tiranie în plină desfășurare, care înseamnă un lucru foarte simplu, niște corporații care au o ideologie și care resping orice formă de opoziție și care, până la urmă, fiind conduse de IT-iști care n-au cultură juridică și nici teologică și nici filozofică, nu pot să aprecieze la justa valoare enorma contribuție a Americii prin noțiunea de separare a puterilor bunoare la bunul mers al lumii. Dragi prieteni, ne apropiem de final, fiindcă odată formatul emisiunii noastre este unul restrâns, în general la 45 de minute și pentru că suntem totuși, să recunoaștem, în campanie electorală, cel puțin eu cu Radu Negrilă, ne-am asumat această bătălie pentru valorile conservatoare în Timișoara. Aș vrea să vă dau ultimul cuvânt și să vă întreb dacă aveți un pronostic. Credeți că va câștiga sau nu Donald Trump? Lavinia. Eu cred că va câștiga Donald Trump în ciuda fake news-urilor la care asistăm. Sau în fine, în ciuda știrilor care vin în România, de unde ar rezulta că Biden are un avans față de Trump. Eu cred că este un fake news. Și cred că Trump va câștiga. Deci spirala tăcerii își va spune cuvântul. Lavinia, înainte de a închide și de a-l ruga pe Radu să facă ultimul comentariu, înțeleg deci tu că ești o persoană care ai fost în această barcă a neo-trumpiștilor, sau cum se spune, a never-trumpiștilor. Eu nici acum nu-l agrez pe Trump, dar judec din perspectiva celor două persoane în fața cărora se găsesc alegătorii americani. Între Trump și Biden, l-aș prefera pe Trump fiind pro-viață, pentru că numit la Curtea Supremă a Statelor Unite originaliști, da, judecători originaliști, n-avem timp acum să discutăm ce înseamnă asta, pentru că a tăiat fondurile Planned Parenthood privind avorturile, privind cercetarea pe fetuș uman, pentru că totuși este antiglobalist, pentru că a spus un lucru esențial în această pandemie: nu vă temeți. În condițiile în care toată lumea, la unison, dacă vorbesc de experți, au spus: temeți-vă, fie vă frică, vă așteaptă moartea.
Ori să vină un astfel și să spună nu vă temeți și să ne gândim cine a mai spus în istorie nu vă temeți. De la Iisus până la Ioan Paul al II-lea, toți creștinii au spus nu vă temeți, așa că Trump este prin asimilare un creștin. Ne luăm rămas bun de la Lavinia și mulțumim pentru participare. Radu Negrila, ai ultimul cuvânt, va câștiga sau nu Donald Trump? Eu cred că va câștiga, dar nu pot să nu profit de mingile la fileu pe care mi le-a ridicat Lavinia. Nu toți oamenii de știință au spus temeți-vă. Mă gândeam și vă fac o trimitere, poate, ascultătorilor noștri către profesorul de la Stanford, laureat al Premiului Nobel pentru Biochimie, dr. Michael Levitt, care făcea o analiză mult mai bine aplicată, avea un model mult mai calibrat pe date, nu doar pe modele teoretice, în privința evoluției pandemiei și cred că e o voce care trebuie ascultată, un expert care îndemna la calm și care avea și o doză de optimism, în orice caz, un punct de vedere foarte bine argumentat și chiar deplângea acest groupthink, această gândire de turmă și frică în rândul comunității științifice de a vorbi împotriva consensului care a ajuns să fie acceptat. Deci există numeroase voci care au îndemnat la calm și raționalitate, nu la negaționism, nu la lipsa prudenței. Mă rog, în fine, nu vreau să deschid cutia Pandorei a subiectului COVID, dar vreau să spun că e foarte importantă pluralitatea opiniilor în zona științifică. Iar întorcându-mă la Trump, îmi plac foarte mult analizele lui Patrick B. David, un antreprenor de mare succes din domeniul financiar, din domeniul asigurărilor, care are un podcast pe YouTube pentru antreprenori, dar în ultima vreme are și un comentariu cultural și politic extraordinar acest Patrick B. David și îi place să se situeze în mijloc, el fiind conservator în sensul că e un om religios, dar evident nu unul gălăgios, tot timpul are un prieten, un evreu de stânga în emisiunile sale, întotdeauna au și oameni de dreapta, e un dialog fain, e fain să vezi oameni la aceeași masă cu opinii diferite. Dar el face o analiză ce lasă sentimente, mulți îl urăsc pe Trump pentru că nu le place de fața lui, poate de o aroganță percepută sau așa mai departe, dar analizează oamenii și politicile lor și zice, uite-te financiar, dacă te uiți la planul lui Biden, ăsta o să însemne șomaj, planul lui Biden. Uite, omărirea taxelor la un nivel, deci taxa, impozitul pe profit și impozitul pe venit propune Biden să ridice destul de mult, asta va însemna pentru voi, pentru angajații mei, pentru toți angajații, vor însemna tăieri de salarii, vor însemna șomaj mai mare, te va durea la buzunar ce vrea Biden să facă. Uite-te la Trump cu dereglementările pe care le-a făcut, cu scăderile de taxe, fiindcă SUA totuși era necompetitivă, aveau cele mai mari dintre țările dezvoltate, aveau cel mai mare impozit pe profit, undeva la peste 35%, dacă nu mă înșel. Nu sunt, spun ce am reținut de la Patrick B. David, un antreprenor. Ori Trump a reușit, înainte de pandemie, să pornească motoarele economiei americane și să ducă în rândul acelor minorități oprimate, despre care pretind cei de stânga că le pasă, să reducă șomajul la minime istorice în comunitatea latino, în comunitatea negrilor și așa mai departe. Deci cred că trebuie să ne uităm un pic și la policy, iar în privința lucrurilor care ajung în presa europeană despre Trump, da, mi se pare că sunt foarte biasate și biasate pozitiv pentru Biden. Există o majoritate tăcută, sunt convins de asta, mai ales în urma distrugerilor și a protestelor Antifa și BLM, care chiar dacă poate au avut o ideea justeții și echității. Chit că lucrurile sunt prezentate ciudat, sunt prezentate poate biasat pentru a stârni furie de către o presă cu o agendă politică, însă oamenii sunt revoltați de lipsa de acțiune a guvernatorilor democrați, de măsurile dure impuse de guvernatorii democrați, poate nu atât pentru a ajuta populația cât a distruge economia pentru a face rău electoral președintelui în funcție Trump, și oamenii sunt revoltați. Chiar am văzut un articol scris de un jurnalist român, 30 ceva de interviuri cu români din state, aproape toți, de la stânga la dreapta, sunt pro-Trump, tocmai fiindcă sunt consternați de ce au văzut din partea Partidului Democrat anul ăsta. Mă refer la încurajarea răzmeriților și a jafului, mă refer la niște măsuri extraordinar de stricte care au făcut rău afacerilor locale, tocmai cu un scop electoral de a crește șomajul și de a-l face pe Trump să arate prost. Mă rog, și la, nu mai vorbesc de zona unor exagerări în ideologie de gen, în ce înseamnă, eu știu, niște forme groaznice de avort susținute de democrați. Mă rog, sunt multe acolo care cred că îl supără pe omul de rând. Când doar ca mențiune pentru ascultătorii noștri, știu că la un moment dat
de Hillary știu sigur că îndorsoia un fel de avort cu naștere parțială, adică la 9 luni omor copilul dacă nu-l mai vrei, ceea ce mi se pare dincolo de orice discuție etică. Deci nu poți să, să fii om și să te poziționezi pentru crimă. Iar guvernatorul din Virginia a cerut chiar avortările postpartum, după naștere, și lucrul ăsta ne duce într-o zonă absolut sinistră de crimă la adresa copiilor. Dragi prieteni, nu putem face acum analiza celor 4 ani de mandat. Vă promit însă că vă invit cu mare drag după victoria lui Trump sau din potrivă după eșecul lui Trump să ne revedem, să ne reîntâlnim. Eu mi-au rămas bun de la voi, sunteți niște prieteni dragi și e bine că cei care ne urmăresc pe acest canal Vocea Libertății vă descoperă. Lavinia Tech, mai ales jurist și avocat practician, pe de o parte, și pe de altă parte Radu Negrilă, fizician și om politic acum, conservator, candidat la Senat din partea Mișcării Populare. Ne luăm rămas bun, o zi liniștită, o seară frumoasă și succes! La revedere! La revedere și Doamne ajută! Numai bine! La revedere!